Doi elevi din clasa 11-a de la Colegiul Național de Cebaldindeva au reușit rezultate foarte bune la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Ca urmare, aceștia au fost selectați în loturile lărgite ale României pentru olimpiadele școlare internaționale. Pentru a ajunge în lotul restrâns, aceștia mai au de trecut un test, iar primul care va intra în focul noilor examene este Dragoș Monea, la matematică. Vineri 13 mai voi pleca la București, voi participa sâmbătă la al doilea baraj, barajul pentru calificarea în lotul restrâns al României pentru Olimpiada Internațională de Matematică. Cum ai ajuns în acest stadiu? Păi, în urma unei cantități imense de muncă, am participat la Olimpiada Județeană de Matematică, iar apoi la Națională. La Națională, pe baza punctajului, m-am calificat la primul baraj, barajul pentru selecția lotului lărgit pentru Olimpiada Internațională de Matematică, iar în urma punctajului de la acel baraj m-am calificat la următorul baraj. Ce înseamnă participare la o astfel de olimpiadă internațională? Pentru mine este extrem de importantă, adică deși știu că o să fie destul de greu și că există și posibilitatea să nu mă descurc chiar așa bine, consider o experiență foarte importantă care mă ajută foarte mult în continuare să-mi gestionez emoțiile când particip la concursuri sau la examene și este oricum o experiență de viață nemaipomenită pentru mine. Cel de-al doilea decebalist care va participa la selecții este Dragoș Coadă. Acesta, urmând a susține examene pentru lotul restrâns al României la Olimpiadele Școlare Internaționale de Științe ale Pământului. În luna iunie mă așteaptă pregătirea lotului lărgit și preselecția pentru selectarea lotului național la Olimpiada de Științele Pământului, la care am participat, m-am întors acum de câteva zile. Chestia asta constă în pregătire timp de 2 săptămâni la București, la diverse facultăți de hidrologie, geologie, paleontologie, chestii legate de atmosferă, de astronomie, tot felul de științe interesante. Și din lucrurile astea o să dau un examen sau mai multe examene, încă nu știu. La sfârșitul acestei perioade de 2 săptămâni, după care voi afla dacă mă voi deplasa la etapa internațională. Eu am mai participat la olimpiada asta în 2019 sau nu, 2020, dar în acel an, din păcate, nu s-au mai ținut naționalele, așa că am plecat cu buza umflată. Anul acesta mi-am pus ambiție, măcar în lot să mă calific, dacă nu la internațională, și am făcut ce mi-am propus. Am muncit nu foarte mult, dar am muncit destul de intens, am rezolvat subiecte și ați văzut ce s-a întâmplat. Cei doi liceeni, cărora cu inocența și exuberanța specifică vârstei, rezultatele obținute nu li se par ieșite din comun, sunt colegi în clasa cu predare în limba germană intensiv de la Colegiul Național de Cebaldeva, actuala generație de a 11-a dând semnale clare că este una de excepție.